spune câteva cuvinte despre personajul în pielea căruia vei intra. Suntem Ana Dulescu, sunt o femeie de 39 de ani, căsătorită, cu un băiat de 6 ani care a intrat în clasa 0. În ultimii ani am stat acasă cu copilul și acum doresc să caut un loc de muncă. Dintre toate accesoriile, ce o să-ți fie cel mai dificil să porți? Peruca, clar. O simt foarte ciudat pe cap, n-am purtat niciodată perucă. Cât de greu sau ușor crezi că o să-ți fie să intri în pielea personajului, să te detașezi de carne? Cred că va fi foarte, foarte greu să intru în pielea acestui personaj. Sper să nu uit că sunt acasă, sper să nu uit că gătesc foarte mult și știu foarte multe rețete pentru copii mici. Gătesc într-adevăr, dar nu știu așa de multe rețete pentru copii mai mici. Și mai ales că n-am făcut absolut nimic în ultimii 6 ani. Aș vrea să-mi spui dacă acum cât ai văzut echidată, șansele sunt mai mici sau mai mari ca angajații să te recunoască? Nu cred că mă vor recunoaște foarte ușor văzându-mă deghizată, dar încă mi este teamă de voce. Pentru că nu, vocea nu o pot schimba și mai ales cu cei cu care comunii mai des, este foarte posibil să mă recunoască.